Sper să ne mai întâlnim cât mai des și mult sănătate și distracție plăcută în continuare. Vital Marius. În Sfântul Gheorghe, aproape de Brașov, acolo și lucrez. Am o fetiță de 13 ani, am fost căsătorit și mă bucur să vă revăd. Petrecere cu mine! Vinci Ghenale, Voinal Curriciu, Monica Gheorghe. Seara, locuiesc în Sibiu, am doi băieți, unul de 14, unul de 17 ani, sunt în continuare inginer și mă bucur că sunt în seara asta aici cu voi. Vulcan Alexandru, Vâlcu Mircea, Zota Tonel. Am o fetiță de care sunt foarte mândru. Câteodată este și a mine. Nu m-am schimbat pentru 3 luni. Cheamă pe Mate. Ce să zic? Mă bucur tare mult că suntem aici și eu mi-aș dori să ne întâlnim la 5 ani. Deoarece intrăm în vârstă, începem să întinerim. De când am venit ne aducem numai aminte, mă ce aminte cum era. Începem să uităm și de-aia zic că ar fi mult mai bine să ne întâlnim mai des. Hai, ordine! A venit și Machia. A venit și Machia. A venit și Machia. Bună seara! Mă bucur că ne-am întâlnit. Totdeauna întâlnirile care sunt făcute, mai ales după așa o perioadă, sunt deosebit de plăcute. Eu cred că după 20, cam 5-5 ani, sunt cele mai potrivite perioadele. Sunt căsătorit, stau în Brașov, avem două fete, una de 18, una de 8, ne ocupă tot timpul. Am auzit pe unii colegi aici că s-au căsătorit de mai multe ori. Eu zic că o meu și o dată, destul de mult. Am doi băieți, unul de 18, unul de 14 ani și sunt dintre puținii care am rămas în meserie, cum spunea prietenul Suti, dar totuși am auzit că în puțin mai mult de un sfert, așa cum am numărat, tot mai lucră în meserie. Sunt mândru de lucrul ăsta, măcar fac ceea ce am învățat și mă simt bine cu asta. Bună seara, toată lumea, mă bucur mult să vă văd și uitându-mă așa, uitându-mă și la mine în oglindă când am plecat încoace, au trecut cam mulți ani peste noi. Nu știu că e foarte important ce a făcut Zădaniște, important este că suntem împreună aici și că așa cum am auzit atunci când am intrat, cred că aici să ne întâlnim mai des, pentru că e foarte important. Într-un oraș care la vremea tinereții mea, într-adevăr, a fost deosebit. Nu te mai spate și...
cred că dacă ținem legătura mai des, poate putem să reînviem ceva din ceea ce am pierdut înainte atunci. Mă bucur tare, tare mult să vă văd și vă doresc să vă dea Dumnezeu sănătate multă și mult, mult succes. Să vină la mine și la cei care. Să te ajut! 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 Să te ajut!